Vom vorbi pe urmă. Principalul, să știți că procurorul care conduce urmărirea penală, domnul Mihail Ivanov, dumnealui este acuzat și învinuit în două dosare penale legate de înfăptuirea justiției, constrângerea pentru depunerea declarațiilor și divulgarea datelor din ancheta penală. Spuneți-mi, vă rog, într-un stat de drept și democratic, un procuror care investigează astfel de infracțiuni ar putea fi persoană cercetată și învinuită în două dosare penale? El va face tot ce posibil numai ca să scăpe de aceste învinuiri. Încă mai țineți greva foamei. Deci am oprit greva foamei și cred că veți întreba din ce cauză, din cauza ca să nu fiu mai slab decât monstru care a comandat fără de legi împotriva mea. Cine aveți în vedere? Cine în Republica Moldova e monstru galben? Surprize pentru doamna Maia vor fi în continuare. Ce vă referiți? Lasă gândească, dumneavoastră îi știe foarte bine. Cum sunt condițiile în detenție? Da. Cum e procurorul care e cercetat pentru infracțiuni, crime în justiție, așa și condițiile. Ieri am fost pe neașteptate lipsit de apărător care m-a apărat 10 zile, a de avocat. Am fost lipsit abuziv de acest avocat și mi s-a interzis să angajez noi avocați. Avocații au venit la izolator și dânșii nu le-a dat voie până la ora 10 să intre ca să închei contract și să fiu reprezentant. Aceasta a fost o încercare ca să mă intimideze, unul, pentru că procurorul, apropo, și am depus plângere pe numele procurorului general interimar, procurorul Ivanov, ieri s-a permis să intre personal în izolator la mine, ceea ce legea categoric interzice astfel de comportament. Dar sigur, persoana care comite crime în domeniul justiției, legea nu e pentru dânsul. M-a lipsit de aparator, m-a lipsit de asistență medicală ieri toată ziua, cu scop ca să mă fac ca eu să am puteri ca să vin și să mă apăr și să prezint în fața instanței de judecată. Și numai astăzi dimineață, cu greu, am reușit să contractez noi avocați, noi aparatori. Ala, cât ghetche? Sunt normal? Супер. Если что, передаваем привет, обнимай их, я целую их. Роберту скажи, чтобы он был старший и заботился о мире. Domnule Reșetnicu, cum mai exact o să vă apărați de... Dar știți că eu ați fac comentarii și declarații, cum am făcut de unul din închisoare. Ați văzut declarațiile mele, care le subscriu. Și imediat după ce am transmis declarații respective prin intermediul avocatului, avocatul a fost înlăturat și asupra mea s-au făcut presiuni psihologice și de altă natură. Și asupra membrilor familiei se fac presiuni. Cum mai exact o să vă apărați și ce vă se incriminează? Se incriminează un fals. Pentru că am spus, nu cred că are sens de repetat, 2 plus 2 e 4. Așa? Nu trebuie dovedit matematica respectivă. Așa și îmbogățirea ilicită. Nu are cum. E matematică simplă. Și am spus că sunt acte prezentate și procurorului și instanței de judecată că veniturile familiei noastre în 2014 și 2019 de două ori sunt mai mari decât cheltuielile. Suma e foarte mare de venituri. Și asta e confirmat prin certificate de la FISC și de la ANI. Nu ai cum să ascunzi. Bogățirea ilicită este o infracțiune consumată. Deci toate sunt fixate. Dar am spus că aceasta este un motiv ascuns.